Municipiul Caracal a găzduit în perioada 12-18 mai la Teatrul Național cea de-a noua ediție a Festivalului de Teatru Ștefan Iordache. Timp de aproape o săptămână, artiști cunoscuți, printre care Marcel Iureș, Florin Piersic Junior, Horațiu Mălăele și Oana Pelea, au încântat publicul cu prestații de excepție în piese apreciate de public. Festivalul a debutat cu piesa Stage Dog, în care au evoluat Marcel Iureș și Florin Piersic Junior. Foarte bine! Foarte bine, dragă, dacă așa vreți voi, vrei tu, da, să mă pun într-un cărucior de la Curotile, foarte frumos, să-mi dea unul brânci în scenă, săracul, l-am scos acum de la geriatrie, nu mai știe nimic, habar n-are, dar îi place și lui pe scenă, să uită pe la public, publicul să uită la el. Sala de spectacole a fost arhiplină de fiecare dată. Spectatorii s-au declarat încântați de prestația artiștilor invitați, indiferent de tipul piesei în care au evoluat artiștii. Minunat! Foarte frumoasă piesa. Florin Piersic este prima dată când îl văd. Foarte bună, interesantă, educativă. A fost minunat. Ne bucurăm și sunt un participant activ, iubitor de teatru. Este la a noua ediție. Este un adevărat regal de teatru, actor de excepție și cred că n-aș putea să-i fiu în orașul Caracal și să nu particip aici. Mulțumiri domnului Tucă și tuturor organizatorilor. Piesa a fost o lecție de viață și la propriu și la figurat. Actorii minunați și, bineînțeles, ca de obicei, teatrul din Caracal este la înălțime. Actorii s-au declarat cei mulțumiți de public. Artiștii au susținut că au revenit cu drag pe scena Teatrului Național Caracalan. Foarte frumos. Aici vin ca acasă, că eu sunt născut la nici 100 de kilometri de aici. Da, în Băilești. O să vină din ce în ce mai mulți, pentru că, oricum, se pare că teatrul e prea mic pentru caracaleni. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care vor să vadă teatru. Caracalul reprezintă adevărata capitală culturală a județului, iar festivalul de teatru devenit tradițional nu este singurul eveniment de acest tip. Cam fiecare an ne bucurăm ca acest festival să fie o surpriză plăcută, eu cel puțin, să fie o surpriză plăcută pentru cetățenii orașului nostru și consider că este festivalul cel mai important pentru că, de regulă, avem 4-5 festivaluri de acest gen într-un an. Împreună cu Marina și Marius Tucă reușim să parcurgem încât aici să ajungă marii actori ai țării și să putem mulțumi publicul din orașul nostru. Caracalul rămâne un oraș cultural în ciuda vremurilor și vreau să știți că se fac eforturi din partea primăriei și a Consiliului Local. Într-adevăr, suntem ajutați în fiecare an de Consiliul Județean să putem oferi publicului din orașul nostru acest gen de festival. Festivalul de teatru Ștefan Iordache de la Caracal a fost inițiat de Mișcarea de Rezistență condusă de jurnalistul caracalean Marius Tucă în 2009. Fiecare ediție este dedicată unui mare actor.